Salut și bine v-am găsit la un episod de 5M. Suntem alături aici pe serverul Extreme Zone. Mă, tot am văzut pe vărâme pe Pericol că face live-ul cu Hitman, cu ăsta îi merge. Ia stai mă să încerc și o să văd, e ok? Nu, ideea care e că eu nu am contract și o să trebuiască să improvizez puțin. Și mă duc și încerc un roleplay cu un admin de aici. Sper că totul se iese bine. Și vedem. Hai mă că fac în mort hard. Mă duc acum pe stealth, fii atent ce le fac. Gata, m-am enervat. Domne, domne, stați puțin să vă zic ceva, domne. Fugi de mine. Ce ați făcut, domne? Haideți încoace să facem asigurare la mașină. Haideți. Haideți. Aveți bani să o plătiți măcar cât costă mașina asta, Porsche? Aveți? Doamne, stați puțin aici, stați puțin să vă zic ceva. Vă fac o mică injecție de adormire. Ia stați aici așa, l-am adormit pe tovarășul. Acum îi luăm armele, tot ce trebuie de aici. Și sper să se trezească cât mai repede. Ia să-l și legăm. V-ați trezit, domnule? N-ați puțin nimic, că n-aveți arme, nu mi-aveți nimic la dumneavoastră? Păi mi-a tras una în cap, nu știu cum să vă zic. Nu, domne, cum să vă trag una în cap? V-am făcut o mică injecție. Un tranquilizant. Da, eu nu prea cred. E tranquilizant, domne. Stați că vedeți că vă reveniți imediat. Uite, vedeți că v-ați revenit, v-am spus eu. Nu prea cred. Nu vrea domnule să-și devină omul. Ia stați că mi-a încerc odată. Stați că... Vă dau ceva, o chestie. Gata. Mai încercați odată, domnule. Gata, cred că merge, merge sau? M-am făcut o injecție de adrenalină, cred că mi s-a trecut somnul. Da. No? Și cu ce scop m-ați, cum să zic,
Spală-i gata așa. Haideți că vă povestesc mai multe în mașină. Haideți, urcați cu... Haideți aici cu mine. Haide. Păi stați că urc și eu, că pot și eu singur să urc. Stați, domne, că am eu treabă cu dumneavoastră. Nu, că pot și eu singur să urc. Nu trebuie neapărat să mă puneți așa. Nu, nu merge, că fugiți aici. Nu fug. Măcar puteți încerca. Haideți că vedem. Am încredere în tine. Mereu să aveți. Ia, urcați. Uite, vezi? Pot să urc ușor. Fără probleme. Ideea care este? Un tovarăș al tău a vrut să te omoare și m-a trimis pe mine. Tovarăș de-al meu? Ce tovarăș de-al meu? Nu contează, nu pot să zic nume. Atâta e singurul lucru ce pot să vă zic. E ceva prieten cu dumneavoastră. L-ați înșelat cu soția sau ceva de genul? N-am făcut nimic greșit. Sigur n-ați umblat pe la soția lui, că așa am înțeles. N-am făcut nimic, vă spun. Nu, oricum, mi s-au dat niște bani. Cât? Că vă dau dublu. 10.000 mi s-au dat, domne. Ideea 10.000, vă dau 30.000. Ideea care este? Că eu v-am făcut un mic tranquilizant, am zis că poate negociem. Înțelegeți? Aaa, deci vreți negociere. Bun, 30.000. 30.000? Fii atent că te duc la bancă. Dar îți dau 30.000 și îmi și zici cine. Nu pot să spun cine, dar în schimb pot să-ți omor persoana respectivă. Da? Da. Bun. Tu nu poți spune, niciodată atunci... nu se spune numele la contractele mele. Sunt ceva foarte confidențiale. Mă puteți ajuta să mă dau jos? Că eu sunt legat la mâini și nu prea pot să imediat, mă dau jos. Imediat. Puteți? Pot, cum să nu pot? Da, domne, spuneți. Bună ziua, bună... Puteți să plecați puțin? Am și o afacere aici cu domnul. Are ceva probleme, domnul, de la SWAT? Nu trebuie să știți dumneavoastră. Rezolv cu el și după aceea puteți să vă ocupați și dumneavoastră. Ajută-mă! Eu zic să plecați, mai bine zic și eu, nu știu. Câteva domnul minute cât se rezolv, știu că... Unde vreau. Ajută-mă! Domne... Eu zic spre bine, dumneavoastră. Da, domne. Rezolvați! De... Și dumneavoastră știu că sunteți ceva membru mare. Și... Nu. Și dumneavoastră faceți niște chestii pe care și eu le fac, înțelegeți? Rezolv treaba cu polițistul și revenit. Uite, vă dau mașina să vă plimbați puțin cu ea dacă vreți. Testați și dumneavoastră mașină frumos. Ajută-mă. Haideți, domne. Domne, haideți încă, haideți. Acum. Mâinile sus, mâinile sus. Sus. Băiatul în costum, pleacă de aici. Pleacă de aici. Am plecat. Pleacă de aici. Nu, iar mai. お前はもう死んでいる。何？I-am spus la colegul cu tranquilizant. I-am spus la colegul că o să aibă probleme. Aoleo, doamne, mă moare! Tranquilizant, domne. Cu tranquilizant v-a dat. Așa mi-a dat și mie. Domne, așa mi-a dat și mie. Dă-te-mi puțin, colegul. Dă-ți mâna să mă ridic, domne. Aoleu, mă încătușează iară. Ia, stați așa. Hai că eu mă duc în bancă, vă aștept în bancă. Domne, dați mâna să mă ridic. Pot pleca. Gata, domne. Eu v-am zis că o să aveți probleme, eu zic mai bine să plecați. Mai dați-mi o dată mâna, că ați transpirat pe mine și am alunecat.
Nu, data viitoare mereu, vezi că s-am luat armele și tot ce trebuie, deci... Domne, știți că dacă îmi chem acum un prieten, îmi aduce armele înapoi, stați să vedeți. Aia știu, pot? Mă duc după domnul Suat, domne, pot? Haideți după domnul Suat, care e în față. Nu, domnul, m-auziți, domnul? Da. Ieși-mă din mașină, repede, hai! Repede, hai, urcă sus, că fuge colegul. Urcă-mă hai, sus! Hai, mergi, dă-i! Ia de aici o armă și acum poți și tu. Mă ajut să facem jumătate, bun? Unde-i colegul? L-ați văzut? Uite, așa, gata, e pe aici l-am auzit. Se aude mișcare prin zonă, haideți repede. A, uite-te, domne! Ați crezut că fugiți așa ușor? No. Haideți că am făcut aici. Lăsați-mă! Haideți! Trag! Am mâinile sus! Ține! Trag! În genunchi! În genunchi acum? Așa. În genunchi! Am vorbit cu domnul de la mafie și am zis că de ce să nu facem jumătate? Deci, practic, acum... În genunchi! Dumnealui era... Hai, în genunchi, repede! Acum, asta e, ce să facem? Sunt în genunchi. Domnul, stați puțin. Așa. Haideți să scăpați de aici! Eu îți dau arma și tot mi-e ameniți. Vezi că nu mi-ai dat niciun ban. Ia bata. Genunchi. Care s-a cântat? Ți-am luat stațiile, tot v-am luat. Tot, toate dispozitivele de care și-a. Eu nu prea. Eu au un elicopter, nu știu. Genunchi. Cum, out of character, care era comanda să-mi pun genunchi? Care era comanda, treci mă? Capa. În genunchi că trag. Trag. Acum, ia uite, s-a pus, coleg. Hai că a ajuns prima o poliție. Ați apucat să sunați, cred că nu? Ia uite, bă, aoleo, ăștia nu sunt colegii mei. Ce caut aici? Așa după mine. A scos armă! Am țintat pe capul lui. Ce faci, frate? Vii cu arma la mine? Asta e, ăla era NPC. Toți sunt NPC-uri, mă. Mamă, ce prost îs. Bă, dați-vă revive și să continuăm rol. Așa-s copii, proști. V-am scos cătușele. Las-o baltă. Am speriat că nu știu cine îi, știi? Păi de-aia am zis eu la un moment dat. Bă, ăștia nu-s prietenii mei. Păi da, prima dată... Vezi că acum, vezi că o să omoare pe tine acum, că trebuie să noi. Dar de ce să atâți aici? Din cauza că l-ai omorât tu pe ăla și acum o să trag în tine. Așa uite, sunt pisiurile. Uite, făceam și un ban frumos. Gata. Aoleu. Au venit toți aici. Bă, nu poți. Hai să furăm și noi o mașină. Aoleu. Vezi că se derămă repede. Băieți, nu.